Povestea unui brăduț. Într-o zi, în timp ce un brăduț se bucura de primii fulgi de zăpadă din pădure, un iepure a venit la el, s-a uitat la brăduț și, fără să îl anunțe, a sărit pe crengile lui. Fiind foarte firav, brăduțul a început să se clatine. "Nu ești bun de nimic!" i-a spus iepurașul și a plecat. Bradul s-a simțit foarte rușinat și a început să viseze la acel moment când va fi și el mare, precum brazii din jurul său. În ziua următoare, câțiva cerbi se plimbau prin pădure. Aceștia au râs de brăduț, spunând că el este copilașul din pădure. Din nou micul brad se simțea rușinat. În fiecare zi, el se ruga să crească mai repede, însă era în continuare micuț și firav. După un timp, un vultur a venit în pădure și s-a așezat pe vârful unui brad înalt. El a spus: "Brazii înalți vor fi tăiați, pentru că oamenii vor să construiască corăbii din ei." Apoi și-a întins aripile și a zburat. Bradul era în continuare trist. Voia și el să devină o corabie. În următorul an, într-o dimineață geroasă de decembrie, brăduțul privea cum brazii mari din jurul lui erau tăiați. Unul dintre muncitori a spus: "Câțiva dintre acești brazi vor fi puși în case și vor fi decorați pentru Crăciun." Micuțul brad voia și el să fie decorat. Și într-o zi, visul lui s-a împlinit. În ajunul Crăciunului, micul brad a fost tăiat și luat într-o căsuță. În casă era cald și mirosea prăjituri. Cei trei copilași ai familiei au decorat bradul cu jucării, luminițe și globuri. În vârful bradului strălucea o steluță aurie. Copiii iubeau foarte mult brăduțul. Toată ziua au stat în preajma lui. După o săptămână de zâmbete, veselie și cântece, brăduțul simțea că se schimbă. S-a uitat la el și printre toate jucăriile și luminițele a văzut că nu mai este la fel de verde. Crenguțele erau lăsate, iar cetina începuse să cadă. Și din nou se gândea la viitorul lui și se simțea nefericit. Câteva zile a mai stat în casă, după care toate globurile și luminițele i-au fost date jos. Mai apoi a fost scos afară din casă. Brăduțul aproape că nu mai era în viață. Credea că o să fie aruncat, însă nu a fost așa. Lângă casă a fost săpată o mică groapă în care a fost plantat. Brăduțul a avut nevoie de doar câteva zile pentru a-și reveni. Crenguțele au crescut și erau mai verzi ca niciodată. Dintr-o dată, el și-a dat seama că a fost norocos. A fost luat în casă și salvat. A avut parte de cele mai frumoase momente ale vieții sale. Ceilalți brăduți au ajuns materie primă pentru corăbii. În fiecare an, brăduțul creștea tot mai mare. În ajun de Crăciun, părinții și copiii se adunau în jurul lui și îl împodobeau cu cele mai frumoase decorațiuni. Astfel, Crăciunul devenise perioada lui preferată din an, în care era foarte fericit. Vă mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut filmulețul nostru, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!